Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Say I get, shorty no baby don't take no shit. I kept my mouth closed, let him get all the lies out. But you know on my side like it's nothing. I'm waiting on the nigga to see what this fire about. Got the stain from the country so bad it'll find that I need to be put up in timeout. Salut, salut, bună seara. Bună seara, mă cheamă Vlad, am venit și eu la stand-up. Cine-o fi? Cine-o fi? Ce surpriză. Am zis că e mai bine să fac asta decât să mă angajez. Sunt cel mai groaznic angajat posibil. Pe bune, m-au dat afară și de la muncă în folosul comunității. Cum s-a întâmplat chestia asta? Păi... Mamă, mamă, ai sărit pe el. E prea bun, bă, ce vrei. Cum s-a întâmplat chestia asta? Păi m-a prins poliția conducând fumat. Și na, dacă vrem măcar să vedem partea pozitivă în toată chestia asta, bă, bine că n-aveam carnet, că mi-l confiscau. Hai. Și eu mi-am dorit mult să fac școala de șofer, să am și o carnet, dar bă, știi cum e cu traficul în București, e foarte greu. Ziua e aglomerat, noaptea ești beat. Acum câteva zile era să lovesc un biciclist cu pumnul în față. Cum se întâmpla, mergeam liniștit pe stradă și dă să mă lovească cu bicicleta aia, cu claxonul ăla de... Și am avut așa un instinct să-i dau un pumn, să-l dărâm de pe bicicletă. Știți cum? Că am problemele alea la fizică în liceu. Dacă un biciclist vine dintr-o direcție cu 10 km la oră și pumnul tău din cealaltă direcție cu mai mulți kilometri la oră, care o să reziste mai mult? Și tu acolo ești, ce problemă de când o să-mi folosească așa ceva în viață? 3 ani mai târziu ajungi la facultate în București și te calcă... Da. Și tu ești acolo la modul, Doamne, dă-mi 10 newton în pumnul drept. Dar după aia mă gândeam ce o să se întâmple aici. O să se strângă toată lumea în jurul nostru și o să zică, vai, ce s-a întâmplat aici? Ei, am bătut un biciclist și 4 ciorbe. Da, mă, e super. Și să mă întrebe lumea după aia, de fapt, băiatul ăla care a comandat ciorba, în primul rând, ce se întâmplă cu el după? E la modul, hai frate, odată ciorba aia nu mai vine? Îl aștept de 3 ore, o să dau o stea. Că așa e când ești livrator la mâncare, îți iei 2 pumni, îți iei și o stea. Și așa e, frate, cu traficul în București, se bate toată lumea cu toată lumea. Se ceartă și trotinetele, și bicicletele, se ceartă bicicletele cu pietonii. Bă, și nu că am boală pe livratorii de mâncare, dar știți cine a ajuns să livreze mâncare? Oamenii care au ajuns să livreze mâncare sunt oamenii ăia din liceu care colorau luceafărul. Colorau luceafărul. N-ai, mă, ce să-i... N-ai ce să fac? Ce vrei, mă? Nu vreți să... Salut! În mod absolut incredibil l-am recunoscut de la primele silabe. Pentru că, băi, Vlad Bilț e și un, cum să spun, are un stil de a vorbi care e unic. Adică, noi avea eu ureche muzicală, dar, pe bune, Vlad Bilț înțeleg. Deci, livratorii de mâncare, cine sunt ei? De fapt, sunt oamenii ăia. Voi când erați elevi la liceu, mai țineți minte când vine colegul ăla și vă spune, hai, să chiulim de la religie? Și tu ești la mod, nu, că ne vede Dumnezeu. Și el e acolo, ei, haide, ce o să ne facă? 3 ani mai târziu livrează tăiței pe 2 roți. Ca să înțelegeți cât de sus stăm. Păi da, ce vreți, să vă mai spun glume? Vă spun mai încolo. Hai, hai, ok. Ola. Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie.